Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Iată titlurile ediției. Scandal în cartierul Tineretului din cauza unei persoane cu probleme psihice. Consiliul județean a rămas fără unul dintre vicepreședinți. Este sigur, crește salariul minim pe economie. Micii agricultori vor fi impozitați. Deputatul Nicolae Florian a început audiențele. Amenințări și scandal în cartierul Tineretului din Giurgiu. Un bărbat aflat sub tratament psihiatric și-a dat afară din casă soția și copilul, după care a devastat tot apartamentul în care locuia. A fost nevoie de polițiști, jandarmi, lucrători de la ISU și un psiholog care să-l convingă pe bărbat să iasă din casa în care se baricadase. Duminică, într-un apartament situat la etajul 4 din cartierul Tineretului, un bărbat a iscat un mare tărăboi. După ce și-a dat afară din casă și fetița, dar și nevasta, acesta a devastat tot apartamentul, după care s-a baricadat în interior, nelăsând pe nimeni să se apropie. Bărbatul este cunoscut ca având afecțiuni psihice și se pare că în urmă cu o zi consumase băuturi alcoolice, ceea ce l-a determinat să recurgă la violență. Pentru a-l calma și determina să deschidă ușa apartamentului, la fața locului au venit polițiști, jandarmi, un echipaj smurt și un psiholog expert în negocieri. Poliția municipiului Giurgiu a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat de 44 de ani ce locuiește la etajul 4 al unui imobil din municipiul Giurgiu a distrus mai multe geamuri și bunuri în apartament. Refuză să-și primească familia în casă, respectiv soția și fica. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă formată din salvatori de la SMURD, de la ambulanță, pompieri, jandarmi, polițiști. După mai multe ore de negocieri, timp în care a ținut în tensiune familia și forțele de ordine, bărbatul a cedat și a deschis ușa apartamentului, fiind convins de psiholog să renunțe la amenințări. Am vrut să mă asigur că și-a luat tratamentul, știind că este o persoană cu afecțiuni psihice. Mi-a spus că și l-a luat. I-am spus că nu-i vreau răul, doar vreau să mă asigur că este bine. Mi-a spus că a băut și apă, că a mâncat, că este bine și l-am întrebat, dar ce doriți de fapt? Vreau să vorbesc cu soția. Până la sosirea soției am vorbit prin ușă cu această persoană. Le-am asigurat că totul o să fie bine, că o să ajungă și la spital dacă își dorește, că este în folosul dumnealui să aibă încredere în noi și să deschidă ușa apartamentului, că nu-i va face nimeni niciun rău, toate persoanele sunt alături de dumnealui. Iar la sosirea soției, preț de vreo 40-50 de minute, ne-am conversat prin ușă, le-am asigurat că o să fie bine, i-am câștigat încrederea. Am prezentat și membrii echipajului care erau alături de mine, s-au uitat pe vizor, ne-a văzut, ne-a întrebat de ce suntem așa de mulți și i-am spus că noi suntem 3 persoane pe ambulanță, după care a sosit soția, a auzit-o și a văzut-o pe soție, iar la un moment dat a deschis ușa. După multe negocieri și activități complexe desfășurate, a fost prins persoana care ne-a creat probleme pe parcursul zilei de astăzi. Va fi prezentată la un spital de specialitate, se vor dispune măsurile care se impun. Bărbatul, care suferă de schizofrenie, a fost transportat la Spitalul Județean Giurgiu pentru investigații, în timp ce soția și fiica sa se află în custodia Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu. Din păcate, acestea nu se pot întoarce acasă, locuința fiind devastată în totalitate, inclusiv geamurile. Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în prima ședință ordinară a acestui an. Ordinea de zi nu a anunțat nimic deosebit până la ultimul punct, cel cu numărul 10, când cei prezenți au trebuit să voteze dacă vicepreședintele Consiliului Județean, Cristian Marciu, va mai rămâne sau nu consilier, implicit vicepreședinte. Conducerea Consiliului Județean a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cazul lui Cristian Marciu, în urma unei adrese trimise Consiliului Județean de către Agenția Națională de Integritate. Conform adresei, Cristian Marciu s-ar fi aflat în incompatibilitate pentru nerespectarea unor prevederi privind asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice. Punctul 10 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calității de consilier județean înainte de expirarea duratei normale a mandatului a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat, aflat pe lista Uniunii Social Liberale,
și declarării vacante a locului ocupat de acesta. Domnul Basanger, Constantin, președintele Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu două abțineri. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, puncte de vedere. După votul secret, un număr de 17 consilieri au votat pentru excluderea lui Cristian Marciu din Consiliul Județean, iar alți 7 au fost împotrivă. Dacă hotărârea va rămâne definitivă, postul de consilier rămas vacant va fi ocupat de PNL, conform protocolului USL. În baza aceluiași protocol, pentru postul de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu va fi propus un membru PSD. Micii agricultori vor fi și ei impozitați. Conform ordonanței de urgență de modificare a codului fiscal adoptată miercuri de guvern, nivelul normei de venit a fost stabilit pe fiecare cultură vegetală în parte pentru o suprafață mai mare de 2 hectare. Guvernul a hotărât să lărgească baza de impozitare în agricultură prin utilizarea mai largă a normelor de venit. Conform proaspetei ordonanțe de urgență, suprafețele agricole peste 2 hectare vor fi impozitate. În sectorul creșterii animalelor, nivelul normei este în funcție de specie și numărul de animale deținute. Normele de venit au fost stabilite pe unitatea de suprafață, cap de animal sau familie de albine. De asemenea, actul normativ precizează și care sunt limitele neimpozabile în funcție de suprafețele agricole sau de numărul de animale deținute. Vor fi impozitate și veniturile din activitățile agricole, silvice și piscicultură. Din veniturile din activitățile agricole cuprind venituri obținute individual și anume din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole pomicole, creșterea și exploatarea animalelor. Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole. Mai multe detalii în ediția noastră specială de mâine seară. Guvernul a decis salariul minim pe economie va crește sigur de la 1 februarie, respectiv 1 iulie. Din data de 23 ianuarie, monitorul oficial cuprinde această lege, iar angajatorii care nu respectă actul normativ riscă amenzi de până la 2000 de lei. Salariații din domeniul bugetar și privat pot răsufla ușurați. Proiectul de lege care prevedea că salariul minim pe economie se va mări în două tranșe s-a aprobat. Astfel, de la 1 februarie 2013, salariul minim pe țară garantat s-a stabilit la 750 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore. Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază potrivit încadrării nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut stabilit conform legii. După cum se știe, în monitorul oficial s-a publicat în data de 23 ianuarie anul curent hotărârea de guvern numărul 23, prin care salariul mediu minim brut pe țară garantat va crește de la 700 la 750 de roni, urmând ca, începând cu 1 iulie, să mai crească cu încă 50 de roni până la 800 de roni salariul minim brut garantat pe economie. Administratorii societăților comerciale care nu se conformează și nu asigură salariaților din subordine acest salariu minim brut garantat, sunt pasibili la un eventual control cu amenzi între 1000 și 2000 de roni. A doua majorare în ceea ce privește salariul minim brut va fi începând cu data de 1 iulie 2013, astfel încât salariul de bază va fi de 800 de lei. Angajatorii care vor încălca legea riscă amenzi de până la 2000 de lei. Abia ce au fost inaugurate cele două cabinete parlamentare ale deputatului Nicolae Florian, că au și apărut primele audiențe. Giurgiuveni cu fel și fel de probleme și doleanțe au fost primiți și ascultați de acesta cu promisiunea că va face tot posibilul ca cetățenii care îi se adresează să nu plece dezamăgiți. Joia trecută, deputatul PSD Nicolae Florian și-a deschis cele două cabinete parlamentare promise în campania electorală, unul în cartierul Tineretului și celălalt în zona centrală, mai precis în incinta Centrului Cultural Ion Vina. Sâmbătă, Nicolae Florian a fost prezent, conform programului de audiențe, la cabinetul din incinta Casei de Cultură, unde l-așteptau deja giurgiuveni cu fel și fel de probleme. Deja până în prezent am înregistrat 10 cetățeni giurgiuveni care au venit în audiență cu diferite probleme, și sperăm că și putem să-i sprijinim atât când ne conferă nouă dreptul legea și, bineînțeles, disponibilitatea noastră este maximă pentru a-i sprijini. Așteptăm și în zilele următoare să vedem cam care este pulsul la cele două cabinete, unde doresc cetățenii să vină să-și exprime dorințele și să-și dezbatem problemele dumnealor.
și atunci ne vom concentra mai mult pe un cabinet sau pe altul în funcție de nevoile cetățenilor. Mă bucur, Vâlvoiaș. Vă urez succes. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Da. Normal că sunt alături de noi. Mai ales că întotdeauna vreți să faceți ceva pentru Târgiu. Deci eu nu sunt giurgiuvean, dar simt că vreți să faceți ceva. Simt și oamenii, numai eu. Numai faptul că aveți răbdare la audiențe cu ore întregi, am înțeles că astea până la 11:30 a stat. Da, am stat, da. Că trebuie să rezolvăm problemele. Organizarea, ce avem și noi. Trebuie, într-adevăr. Atât la cabinetul parlamentar din cartierul Tineretului, cât și la cel din incinta Casei de Cultură, programul de audiență este extrem de permisiv, astfel încât niciun giurgiuvean care vine să îi se adreseze deputatului să nu fie nevoit să aștepte prea mult sau să plece fără a fi primit. Deputatul Nicolae Florian promite că va ține cont de toate doleanțele oamenilor și va face tot ce este posibil pentru a le găsi rezolvare, chiar dacă cele mai multe dintre ele sunt de competența autorităților locale sau altor instituții. Eleganța nu îi mai caracterizează pe bărbații din ziua de azi. Asta spun cu melancolie mai toate doamnele trecute de prima tinerețe. Giurgiuvencele își amintesc câte diferiți erau domnii în urmă cu 20 de ani. De la stilul vestimentar până la atitudine și comportament, nimic nu le scapă doamnelor atunci când vine vorba de bărbați. Femeile sunt atente la toate aspectele. După o scurtă analiză, giurgiuvencele își amintesc cu melancolie că odinioară bărbații erau mult mai eleganți, atât în vestimentație cât și în conduită. Doamnă, ce credeți? Mai sunt bărbații eleganți în ziua de azi? Foarte puțin. Cum erau pe vremea dumneavoastră? Foarte eleganți. Și pe dans, și respectoși, și de toate. Și acum? Acum mă puțin lasă de dorit. Tineretul din ziua de astăzi lasă de dorit. Erau și atunci și sunt și acum. Atunci cum erau? Totdeauna au fost foarte bine îmbrăcați, se purtau foarte frumos cu fetele și cu doamnele. Depinde de situație, dar să știți că în zilele noastre găsești cam rar. Depinde. Depinde. Alții sunt eleganți, alții se poartă sport. Pe vremea dumneavoastră cum era? Ah, erau altfel, mai erau pantalonii ăia evazați la bărbați și femei. Depinde, cum era moda atunci. Dincolo de toate astea, nu numai bărbații s-au schimbat, ci și vremurile. Spre deosebire de manierele gentlemanului rigid și formal al secolului trecut, eleganța bărbatului modern este una mai aparte și poartă o amprentă cât se poate de personală. În timp ce unii dascăl câștigă bani grei de pe urma meditațiilor particulare, sunt și cadre didactice care își rup coatele la catedră și renunță la timpul lor liber. Și asta pentru o satisfacție, aceea de a-și vedea elevii olimpici sau pur și simplu împlinirea de a-și pune amprenta în educația lor. Un astfel de exemplu este o profesoară de la Școala Generală numărul 8. De 23 de ani, singurul său țel este ca elevii cărora le predă să iubească fizica. Meditațiile extrașcolare sunt o practică foarte veche la care autoritățile închid ochii în mod deliberat. Contracost, dascălii cheamă la domiciliu pe copii, unde aprofundează materia școlară sau îi pregătesc pentru diverse examene. Câtă vreme meditatorii nu plătesc un impozit către stat pentru banii încasați, acest lucru este ilegal. Deși fenomenul este de amploare, sunt și dascăli care se împlinesc prin ceea ce dăruiesc elevilor din suflet și necondiționați de nicio recompensă. Și asta chiar dacă salariile cadrelor didactice sunt cele pe care le cunoaștem. Am făcut o vizită inopinată la Școala Generală numărul 8. În această școală, orele de curs s-au terminat de aproape o jumătate de oră. Cu toate astea, sunt clase unde încă mai zărim elevi în bănci și profesori care le predau la tablă. Haideți să vedem ce se întâmplă în sala de clasă. Bună seara, doamna profesor. Ce faceți aici? Pregătire suplimentară pentru Olimpiada de Fizică, Olimpiada care, din păcate, se desfășoară în același timp cu Olimpiada de Română. Și mi-au rămas copii puțini, care și acum sunt indeciși. Au venit așa de dragul meu, probabil. Nu știu dacă se va putea face ceva, măcar ora să se schimbe. Orele suplimentare se desfășoară la școală.
În alte cazuri am observat că orele suplimentare se desfășoară acasă la profesor. Nu am făcut niciodată pregătire. Și de când sunt eu în învățământ, singurele orele pe care le-am făcut au fost în școală, ore care nu au fost plătite niciodată. Cât de importante sunt orele de pregătire suplimentare pentru tine? Orele de pregătire suplimentare sunt foarte importante, deoarece se desfășoară la un nivel mult mai înalt față de clasă și tot astea că mă ajută foarte mult. Sunt foarte importante pentru că este în afara școlii și chiar dacă fizica nu este la examen, o disciplină de examen, te ajută foarte mult în viață pentru că, în primul rând, la școală și în al doilea rând în viață. Destul pentru a mă pregăti pentru olimpiadă. Exemplul doamnei profesor probabil nu este singurul, însă copiii, dar și părinții lor, se lovesc de multe ori de situații în care, dacă nu au bani, evoluția copilului stagnează. Fiecare copil are dreptul la dezvoltare intelectuală, precum la educație, pe care statul român o garantează fără discriminare. În ultimii ani, suprafața împădurită a județului Giurgiu a crescut ușor. Fondul forestier s-a mărit cu 500 de hectare, iar acțiunile de împădurire vor continua. Un alt fapt ce a condus la conservarea pădurilor este acela că noțiunea de defrișare ilegală nu se aplică la Giurgiu. Fondul forestier reprezintă 9% din suprafața totală a județului Giurgiu, mic în comparație cu alte județe din țară. Fiind în zona de câmpie, pentru a mări suprafața agricolă, mii de hectare au fost defrișate în perioada 1984-1987. De atunci s-a încercat conservarea pădurilor, dar și înmulțirea lor. Suprafața județului nu s-a diminuat, ea a crescut, chiar aș putea spune, fiindcă în ultimii 15 ani, a existat o preocupare din partea persoanelor fizice, a deținătorilor de terenuri agricole, care aveau în proprietate fie suprafețe mari, dar a existat un fenomen și la nivelul inginerilor agronomi deținători de asociații agricole, să-și creeze mici perdele, mici suprafețe de pădure în cuprinsul teritoriului pe care le exploatau din punct de vedere agricol. Cât despre defrișări ilegale. Noțiunea de defrișări nu există. Sunt probleme de pază, în sensul că iarna sunt anumite comune unde sunt expuse furtului de lemn, dar anul acesta pot să spun că colaborarea cu poliția și cu jandarmeria este la parametri foarte buni, în sensul că avem un protocol de colaborare și executăm operațiuni mixte de patrulare și de puncte fixe. Și în acest an, Direcția Silvică Giurgiu se axează pe acțiuni de împădurire. Avem în plan aproape 300 de hectare și regenerări naturale și regenerări artificiale. Ele sunt echilibrate între campania de primăvară și campania de toamnă. Datorită condițiilor specifice de la Dunăre, în zona inundabilă a Dunării, de regulă în zona Dunării împădurim toamna, deoarece din datele noastre în fiecare primăvară există pericolul inundațiilor atunci când nu mai putem împăduri. Și tinerii sunt angrenați în astfel de acțiuni în perioada 15 martie-15 aprilie, atunci când este celebrată Luna Pădurii. Peste 3.000 de elevi giurgiuveni din clasele 1 au fost vaccinați în această perioadă împotriva rubeolei, rujeolei și a oreionului. Dozele de vaccin au fost trimise de către Ministerul Sănătății către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu, care le-a transmis mai apoi medicilor de familie și celor școlari. Important de știut este faptul că rubeola este o boală blândă care nu produce probleme pe termen lung. Virusul rubeolic se răspândește de cele mai multe ori prin picături de fluid de la nivelul membranelor mucoaselor care conțin virusul. Complicațiile oreonului, spre exemplu, pot fi grave la adultul de sex masculin, ducând la infertilitate. În cadrul campaniei naționale de imunizare există și campanii școlare, și clasa 1, și clasa 4, și clasa 8, și clasa 12. În clasa 1 este vaccinarea cu ROR. Rujeolă, rubeolă, oreion. În începutul lunii ianuarie 2013 s-a făcut catagrafierea copiilor de clasa 1. Sunt număr în județul Giurgiu de aproximativ 2653 de copii. Catagrafierea a făcut-o și au efectuat-o medicii de familie, iar Direcția de Sănătate Publică a verificat-o.
Scopul acestor vaccinări este acela de a crea imunitate împotriva acestor boli contagioase, rubeola, rujeola și parotidita epidemică, sau oreionul. Medicii epidemiologi spun că există și părinți care refuză să-și vaccineze copii, astfel că riscul de îmbolnăviri crește. Medicul Paul Marinescu mai spune că nu s-au înregistrat efecte adverse în urma acestor vaccinuri și că este foarte bine tolerat de către cei mici. În general, populația primește acest tip de vaccinare cu liniște și încredere. Sunt foarte puține cazuri în care populația, știu eu, părinții refuză vaccinarea. De asemenea, vaccinarea poate fi amânată sau întârziată sau chiar să nu se facă pe anumite considerente, știu eu, anumite cazuri de boală, anumite stări febrile ale copilului. În cazul în care copilul prezintă semne de boală acută sau stări febrile, vaccinarea se poate amâna până la momentul în care starea de sănătate a copilului va permite să fie vaccinat. 19 mențiuni, o medalie de bronz și una de argint. Acesta este rezultatul recent al 39 de elevi de la Școala Generală numărul 7. Premiile au fost obținute la concursul național interdisciplinar la Școala cu Ceas. Reuniți la Râmnicu Vâlcea, școlarii giurgiuveni, alături de mulți alții din țară, s-au întrecut la limbile română și engleză. 39 de elevi ai Școlii Generale numărul 7 din Giurgiu și-au etalat cunoștințele de limbă română și engleză în cadrul concursului național interdisciplinar de la Râmnicu Vâlcea. Cu 81 de puncte dintr-o 100, Maria Ferăstrău, elevă în clasa a 3-a, a obținut una dintre mențiuni în condițiile în care subiectele alcătuite în limba mare lui Will au fost de nivel de clasa a 4-a, iar printre participanți existau și elevi din școli cu predare în limba engleză. Un număr de 39 de elevi participanți la nivel de școală, dintre care 21 de elevi s-au întors cu premii și mențiuni. Astfel, un premiu al doilea, la clasa a 5-a B, la limba engleză, elevul Bădulescu Mario, un premiu al treilea, medalie de bronz, elevul Eduard Croitoru, și 19 mențiuni pentru disciplinele limba engleză și limba română. Da, am muncit foarte mult și din greu pentru a obține aceste rezultate deosebite. La început am avut emoții, dar pe parcurs mi-a adus aminte că doamna mea a făcut multă pregătire cu mine și că pot reuși. Care este rezultatul care l-ai obținut tu la respectivul concurs? 82 de puncte și o mențiune. Câștigătorii medaliilor de bronz și argint și-au manifestat părerile despre maniera la care s-a desfășurat concursul, dar s-au gândit și spre viitor. Destul de dificil. Am auzit că au fost mai mulți participanți anul ăsta. Argint la ediția asta a concursului național, ce-ți propui pentru anul? Pentru anul îmi propun ca să iau aurul. Celor doi medaliați, ambii în clasa 5-a, Mario Bădulescu și Adrian Croitoru, dar și celorlalți elevi ai Școlii Generale numărul 7, mult succes pe viitor! Sport acum. În weekendul ce tocmai a trecut, basketul giurgiuvean a fost foarte activ la nivel național. Atât seniorii de la CSS, precum și juniorii de la U16 și U14 au disputat partide în țară, dar și la Giurgiu. Sâmbătă 26 ianuarie, într-un meci din cadrul etapei a 19-a Ligii Naționale la basket masculin, CSS Giurgiu a pierdut partida de la malul Mării Negre cu faul Constanța, confruntare ce a avut loc în sala sporturilor Tomis din localitate. Primul sfert a fost unul echilibrat, încheiat cu scorul de 15 la 14. În sfertul al doilea, gazdele și-au impus jocul, astfel că până la pauza mare s-au desprins la 40-30. La revenirea pe parchet, însă, băieții lui Cristerel au întors situația de pe tabelă, realizând un parțial de 15 la 26, care a făcut ca în minutul 30 tabela să indice scorul de 55 la 56. În ultima parte s-a mers cap la cap, farul impunându-se la final cu emoții la scorul de 78 la 76. În urma acestui rezultat, Lupii se mențin pe locul al 12-lea în clasament cu 6 victorii și 13 înfrângeri. Tot sâmbătă, juniorii U16 ai CSS Giurgiu au câștigat partida disputată la Pitești contra celor de la LPS Pitești, scorul final fiind de 78 la 63. Duminică 27 ianuarie,
echipa de U14 a celor de la CSS Giurgiu a pierdut partida disputată pe teren propriu împotriva celor de la CS Total Sport Argeș. După 40 de minute controlate integral de argeșeni, tabela indica scorul de 89-42. Chiar dacă rezultatele nu au fost din cele mai bune pentru basketul giurgiuvean, sperăm ca în meciurile viitoare să aducă mai mult zâmbet în tabăra CSS Giurgiu. Se pare că avem vești bune de la meteorologi. Care sunt aceștia? Acestea vedem din rubrica Meteo. Bine v-am găsit! Ultimele zile din ianuarie aduc temperaturi scăzute și ninsoare în aproape toată țara. Luni noapte, la Bolintin Vale, temperatura maximă va fi de minus 1 grad Celsius. Minus 3 grade vor fi la Hotarele, Comana și Izvoarele, în timp ce la Ghimpați și Giurgiu se vor înregistra minus 2 grade Celsius. Marți, vremea se mai încălzește puțin. În partea de sud a țării va fi ceață asociată cu chiciură și trecător cu fulguială. Temperaturile se vor situa în jurul valorii de 1 grad Celsius. La Izvoarele va fi ceva mai cald, unde vor fi 3 grade, însă la Giurgiu tot 1 grad va fi. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina, la revedere! Doamnele trecute de tinerețe regretă nostalgic apusul gentileții și a bunelor maniere. Vremurile se schimbă, toate au fost la timpul lor ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da, da, exagerările bune sau rele se uită. În urmă rămân doar versuri mai mult sau mai puțin inspirate. Cum or să sune muzicile viitorului care vor preamări taxe, impozite, amenzi, penalități și alte biruri? Aceasta a fost pastila zilei care încheiem jurnalul de astăzi. Sunt Nicoleta Pană, rămâneți alături de noi, urmează o ediție specială, iar apoi Mihai Dândăreanu vă dă întâlnire la emisiunea Sport Arena. La revedere și numai bine!